tu ești altceva, zic, înțelegi? Și ai mai băgat și 10.000, ia, ca să fii sigur. Eram odată singur, așa, și vreau să chiar, bă, ce face fosta, știi? Voi ați pățit asta vreodată? Eu n-am avut această curiozitate, ca idee. Scrie o groază de femei pe Instagram, o groază scrie. Redirecționează-le la mine, viața mea, dacă... Cornele, mânca mea e flașca! Cel mai așteptat poligraf de anul ăsta, poligraful dintre Cornel și Justina, fraților. Am înșelat vreodată cu o altă femeie. Oho, ia vezi, deja a început în forță, ești nebun. Da. Ai regrete cu privire la relația noastră? Opa? Nu. Nu am niciun regret. Au fost atingeri intime în mare. Hai că n-au fost, dacă e atingerile cu ispite. Da. Sincer, îți dorești să mai ai copii cu mine în afară de acesta? Da. Salut, eu sunt Sherry, aici. Stai mă, dacă Cornel avea 4 copii, mai face și cu Justina cu un copil, se fac 5, mai face că unul se fac 6. Dar ce vă faceți, mă, grădiniță? Cu un test poligraf absolut legendar astăzi. Ia un episod pe care foarte mulți dintre voi l-ați cerut. În aplauzele dumneavoastră, direct de la Insula Iubirii, Justina și Cornel, aplauze pentru aplauze! Bine te-am găsit și ele. Cum vă simțiți? Cum te simți, Cornel? Un pic legat, dar bine. Un pic emoționat așa, dar oare de ce? A fost ideea lui Cornel cu înscrierea la Insula Iubirii. Poate nu pare. Serios? Al da, Cornel? Da. Cum te-ai gândit, Cornel? E, nu pot să spun tot ce am gândit, dar în principiu am vrut ceva ce n-am mai făcut. Și mi s-a părut că m-am uitat anul trecut de 2 ori la 2 episoade, ea se uita și am zis că e ceva ce mi-ar plăcea să fac. Practic un test suprem, adică să chiar e ceea pentru că la un moment... Un test suprem televizat în fața la toată România aici, un testul suprem a relației. Vă așteptam să ajung aici, chiar să-mi răspund la niște întrebări. Aoleu. Cornel, yeah. După cât timp te-ai îndrăgostit de mine? După puțin timp, nu mi-a trebuit mult ca să mă îndrăgostesc. Sincer. Ok, un prim răspuns sincer. Deci te-ai îndrăgostit repede? Nu e rău, domnul Cornel, ați început bine. Dar mi se pare mie s-a schimbat cadrul. Cadrul era mai, parcă mai la stânga, așa, era mai direct în față, gen, prin plan. Acum mai dintr-o parte, așa. Adică nimic. Adică n-aveam credere în ea. Spunea că e frumoasă, nu, că nu e adevărat. Tu ești altceva, zic, înțelegi? Nu, că nu știu, zic, las cu asta. Și ai mai băgat și 10.000, ia, ca să fii sigur. Ei mi-ai băgat 10.000, pac! Să fii sigur că e frumoasă! Care ea nu putea să mintă, era ceva prea sinceră, prea corect. În momentul ăla am zis că eu atunci am crezut că am găsit ceea ce vroiam eu, pentru că eram... Bă, până la urmă e bine, frate, dacă sunt fericiți împreună, asta e cel mai important. Și cine suntem noi să comentăm? Noi suntem aici să facem urs! Hai să vedem mai departe! M-ai înșelat vreodată de că suntem împreună? Nu. Înșelat, stai, mic, la ce? Stai puțin, adică stai puțin, stai, să definim termenii. Stați un pic. Dacă m-ai înșelat. A, cu altă femeie? Da, normal, dacă m-ai înșelat vreodată cu altă femeie. Cum adică? Fă întrebare și pune dacă te-am înșelat cu altă femeie, că așa mai poți să răspund mai simplu. Tu la ce te gândeai? Că am vorbit cu altcineva, să fie zi. Cu altă, poate cu un bărbat și până la urmă e 2024, frate. E 2024, lumea liberă să facă ce vrea. De asta. M-ai înșelat vreodată cu o altă femeie de că suntem împreună? Nu. A ieșit mintă. Corect? Da. Minte? Da. Ia să-ți omul meu a zis, hai să schimbăm întrebarea, hai să facem altfel și tot e ieșit minciună. La noi a fost niște discuții și înainte la Insula a fost că eu am vorbit cu niște foste la telefon, știi? Și opa. Despre aia e vorba, știi? Pentru ea era înșelat. Deci, pe mesaje, pe asta, doar s-a întâmplat doar la telefon, nimic altceva. A început o relație. Da, nu prea, dar cam după 6 luni, ceva de genul, știi. Ok, opa. Deci despre asta ar fi vorba. Despre asta ar fi vorba. Despre asta, da, asta. Ok, deci relații sexuale... Nu, nici într-un caz. E vorba doar de vorbit. Dar cum vine asta cu vorbitul cu fostele? Bă, eram odată singur, așa, și vreau să chiar, bă, ce face fosta, știi? Voi ați pățit asta vreodată? Eu n-am avut această curiozitate ca idee. Nu mă poți păcălie. Dar serios, cum ți-ai? Nu mă poți păcălie. I-am luat telefonul, l-a controlat. Mamă, i-a luat telefonul, l-a controlat. Bă, ce nu suport când aud astea. Doamne, bă, mi se ridică părul pe mine când aud. I-am luat telefonul, l-a controlat. Scrie o groază de femei pe Instagram, o groază scrie. Și căcatul și așa. Răspund la mesaj, două, zic, ce dorești? Crezi că ai vreo? Redirecționează-le la mine, viața mea, dacă n-ai nevoie de ele, poți să le redirecționezi. I-am răspuns acolo la întrebările de care aveam nevoie și chiar nu-i mai verific telefonul. Dar nu-i problemă, lasă pe masă, oriunde, adică poți să intri oricând pe el, da? Nu știu, adică nu, și codurile știm fiecare, nu există. Dar nu mai ai nimic de asta. Nu e rău. Și-a luat Cornel alt telefon. S-a dus frumos la iStyle, ați înțeles? Și-a făcut tranzacția și-a luat un telefon. Da, l-a mai resigilat, mai vechi, nu contează, ați înțeles? A început o relație noastră, de gândi la un viitor cu mine? Da. Sincer.
Bravo! Căutai o relație serioasă, căutai ceva stabil, serios. Nu e rău! Asta m-am dus, de exemplu, în clubul, m-am dus singur la bar, m-am pus singur la bar și beam singur la bar. Nici nu vreau nimic, adică nu trebuie nimic altceva. Stai și mă gândeam, zic, bă, ce fac cu viața mea, trebuie ceva. Și așa am găsit-o pe ea, deci nu e că... Nu înțeleg cum ai putea să mergi la club singur, să te pui la bar, dar fiecare își trăiește viața cum vrea. Din vreo secundă că voi pica în ispită la insula Iubire și că voi rămâne cu acel cineva? Da. Este singur. Un pic insecure, domnul Cornel. Mi-a fost frică un moment dat. Am zis că singura chestie care m-ar drâma ar fi aia, știi? Dar după aia, văzut că el făcea chestii doar când era beată sau când nu m-am îngrijorat. Cornele, mânca mea e flașca! La ea a fost simplu să o joace psihic pe acolo. Să o joace pe ea pe psihic? Pe psihic, exact. Păi asta e și ideea emisiunii. Toată chestia la insule e pe psihic. E adevărat că nu... Nu vine să zică fă aia sau păi, fă aia. Asta e ideea. Nu spune aruncă de pe cădire, dar te duce pe sus și te duce sus ca să spună ca să vadă ce faci. Păi, asta e ideea emisiunii, adică dacă nu v-ați prins, e emisiune psihologică. Oamenii ia văd 24/7 tot ce faceți. Ați înțeles? Ispitele fac parte din producția emisiunii, adică ele nu sunt acolo în echipă cu voi. Și după ce văd, a, s-a împrietenit cu ăla, nu știu ce, mai poate să-și mai bagi un pic mâna așa. Ați înțeles? Să-și mai bagi un pic mâna așa, dar foarte subtil, încât să cazi în această ispită. Ce mă deranjează mai cel mai tare e că putea să fie atent în ceea ce spunea despre mine. Aia da, facts, aia, suntem Cornel aici. Chiar a fost nașpa. Tu regreți seriile acelea? A fost o seară sau mai mult? Da, au fost mai multe seri, da, regret doar ce am spus despre el, că așa că m-am distrat până la urmă. Nu cred că puteam să controlez. Tu de asta ai făcut ce ai făcut? Cumva ca un test pentru ea. Trebuia să o scot de zonă, pentru că ea a avut un an de zile de relație în care a fost perfectă, știi? Adică n-au ce să se reproșeze nimic, știi? Absolut nimic. Și am zis că trebuie să o scot de zona de confort. Să o scot de acolo, să văd ce face. Și deci de asta ai făcut ce ai făcut. Uite-l și pe Shelly, nu ce, nu-l crede, ești nebun. Adică tu te-ai băgat în mare cu ispitele alea, ai băgat mâna unde nu trebuie ca să o scoți pe Justina din zona de confort? Bine. Și a fost un test pe bune, testul real. Testul suprem. Pentru bune, testul suprem. Da. Eu chiar am vrut să văd dacă... Ce-l dorem? Shelly, real. Testul suprem. Este să o stricăm cumva, că e prea... Nu să o stricăm. Eu nu cred că... Să zdruncinăm un pic, să zdruncinăm treaba un pic. Să vedem ce se întâmplă. Da, asta era ideea, știi? Plângea ca o nebună, știi? Și am zis, bă, prea serioasă treaba. Ce dracu fac? Că e prea serioasă treaba, nu? E chiar simplu, e chiar... Păi crezi și eu în dacă a plâns și alea, dacă tu vorbeai cu fostele, ești nebun. Mai ales cred că o fostă are 4 copii sau îl încurc? Nu cred că îl încurc. Am dezamăgit vreodată? Da. Sincer. Și dacă da, logic. Cu ce? La insulă, cu ce ai vorbit despre mine, despre aia e vorba, despre ce am discutat și până acum. Și ai ceva? În afară de insulă? În afară de insulă, nu. În viața reală, no, asta, nu cred. Ia-n treabă-l, mă. În afară de ce am vorbit despre tine la insulă, te-a mai dezamăgit cu altceva în relația noastră? În afară cu ce am vorbit la insulă, te-a mai dezamăgit cu altceva în relația noastră? Da. Cum se face? Cu faptul că de multe ori îți spun lucruri și după aia nu le faci, înțelegi? Nu asculți de multe ori. Deci știi. Nu ești ascultătoare, Justina, măi. Trebuie să o autoconving că așa este până își dă seama de... Așa e, nu asculți de sfaturile lui? Nu mereu, că s-ar plictisi dacă aș fi așa cum vrea el. De, ea e super încăpățânată ca și mine, adică nu e, chiar dacă am dreptate, nu cedează în prima, niciodată mai întâi să zic. Dar nu înțeleg oamenii ăștia cu... Da, nu, că după aia s-ar plictisi, mai bine sunt eu nebună. Ce, what the fuck? Bine, îmi imaginez că poate sunt unii băieți de le plac femeile nebune. Mie nu-mi plac. Adică nu, n-aș putea. Sexul este important? Opa! Da, foarte important. Este sincer. Și dacă da, cât de mult ne potrivim? 100%. Sincer. Deci consider că aveți 100% chimie sexuală. Da. 100%, nu am ce să reproșez. Te-ai simțit câteodată atras de altcineva de când ești cu mine? Nu. Negativ. Negativ! Păi dacă minți cum vrei să fie. Că e tare senzația că te controlezi și simți când pleacă, nu înțelegi? Îl simți când pleacă. Bă, sincer, de femei normale nu, mai mă gândești la avioane, dar rest nu, înțelegi? Bă, ce a zis, mă? Bă, sincer, de femei normale nu, mai mă gândești la avioane, dar rest nu. De femei normale nu mă gândești eu la avioane. Care e mea preferată? Vreau să vă cât de bine mă cunoști. Tu nu ai o mâncare preferată. Nu știu mâncarea preferată, adică tu ți-ți plac mai multe mâncăruri. N-am răspuns, da sau nu aici. Eu n-am cum să dau unde. Dar cum ar putea să mintă la mâncarea preferată? Spune vreodată ceva ce ai făcut, ai spus de mine pentru că știai că o să mă supăr. Da, este sincer. Telefonul cu care vorbește cu celelalte femei, cred că l-a ascuns.
Știi bine. Care este ultimul lucru pe care l-ai ascuns de ea? Mesajul care l-am primit de la femeie pe Instagram. Ce ziceam? Care a fost lucrul pe care l-ai spus despre tine, care te-a deranjat cel mai mult? Lucrurile personale. Exemplu, despre credința mea, despre accident. Bă, despre asta chiar n-aș... Deci, erau lucruri prea personale. Asta chiar n-aș pasă să le zici la televizor. Cum facem noi, dragul? Și mie mi se pare urât. Personale și n-aș vrea să le zică nimeni. Nu să evadă o țară întreagă. Nu să fie expuse, da. Și mai ales expuse în modul ăla, cum le spuneai așa, ca și cum n-ar fi nimic, știi? Ai dat din casă mult. Da, da. Da, e și mândră fata mea, bravo. La Insula Iubirii ai fost atras de o altă fată? Nu. Fizic nu. De nicio ispită, de nicio fată. Mă, mi se păreau așa, nu știu. Nu stau și mă gândesc că chiar n-aș, la cum arătai tu și cum erau ele, era diferență prea mare, adică nu. Poți să-l întrebi totuși. Dai, bagă calde așa în direct la televizor, îmi place de Cornel. Poți să-l mai întreb o dată asta? Sigur, bineînțeles. Tu poți să întrebi ce vrei. Atât din cât ești pe scaunul ăla, Iustina, poți să întrebi ce vrei. Super. Stai că mă gândesc acum, dacă la toate ispitele în cap. Fără să întrebi. Zi tu de care? Ai fost atras fizic de vreo ispită de la insulă? Adică tu stai acum la ele, nu știu, nu știu, e a fost una care... Ia, poate dacă eram în relație Fazan. Cu tine, poate da. Nu, mă interesează strict cum am intrat acolo. Împreună, într-o relație. Ai fost atras fizic de tu ai fost ispită? Atras fizic de vreo ispită, nu mă interesează dacă nu îi bagă ceartă în casă și Eli! Cred că da. Ai fost atras. Fizic, așa cum arătau fizic, unele, da, cum arătau, da. De cine? De Mari? Dar înainte zicea de că nu, mea! Ia! Nu stau și mă gândesc că chiar n-aș, la cum arătai tu și cum erau ele, era diferență prea mare, adică nu. Așa, 10 secunde mai târziu. Ai fost atras fizic de tu vreo ai fost ispită? Atras fizic de vreo ispită, nu mă interesează dacă nu erai cu mine sau altceva. Poți să spui adevărul că nu-ți fac da, nimic. Da. Bă, 10 secunde mai târziu, bro. Da. De cine? De Maria sau de... Măcar nu spune. Și-a schimbat-o meu răspunsul, vezi, tată, că e greu rău pe scaunul ăla. Au fost atingeri intime în mare cu acea ispită sau în piscină cu celelalte fete? Da, sincer. Dar mie nu-mi plăceau de ispitele alea, adică nu-mi plăcea mie de ele. Cum arătau ele și cum arătai tu, Doamne. Au pus și ele mâna pe undeva. Ele? Da. Au fost mai multe care au pus mâna? Nu, una tot am. Doar o fată. Ce cel mai mult să fac? Boring. Eu n-am de unde să știu dacă e sincer sau nu. N-are nicio reacție că ar minți. De ce? Dar ce s-a întâmplat aici cu sunetul chat? Nu prea are cum. Nu, n-are ce să răspund. Băi, v-ați bătut de episodul ăsta cu și ați făcut lierele. Stai liniștit, Cornel, că mai ai încă 3. Hai să vedem întrebările puternice și are tot. Mamă, mi se face rău, Shelly. Ai făcut vreodată că ești fericit în relația noastră și de fapt nu era așa? Bună întrebare. Nu. Și o întrebare. Știi bine că totdeauna zic când nu sunt bine. Adică sincer, domnul Cornel. Ultima. Ți se par amuzanți Speak și Ristei? Cred că au beef mare cu Speak și Ristei. Deloc. Nu. Sincer. Deloc, adică nu. Vedem ce urmează, dragi prieteni, abia aștept. Iustina, ești pregătită? Da. Cum se simte scaunul de poligraf? Cum să pui episodul ăsta fără să-l verifici, să vezi la valierele alea, ești nebun? Că nu mai pot să mă uit. Care a fost prima impresie despre mine și vârsta mea că am văzut prima dată? Păi trebuie să răspund cu da sau nu. Bună sau rea? Nici bună, nici rea. Ascundeai ceva. Ce ascunde? Mi-am dat seama că m-a mințit. Faptul că are 4 copii. Vârsta și așa a fost. Deja prima dată, deja... te-am mințit. Vârsta. Cât ai spus că ai? 35, țin minte și acum. Eu așa țineam minte, nu uitați că trebuie să 2 ani. Când aveai 37? Da. Mama, adică acum are Cornel 40? Aproape. Da, totuși, de ce am mințit cu vârsta? Adică nu... La scurt timp am plecat la munte și mi-a dat buletinul lui. Eu să fac check-in-ul. Și m-am uitat la anul nașterii și am fost acolo 85 și zic: Doamne, are 37 de ani omul ăsta. Și apoi mi-am dat seama că l-am întrebat dacă e singur și... Ok, prima impresie? Nici bună, nici rea. Păreai așa, destul de suspicios. Ok, când ai simțit că mă iubești, cine a spus prima dată te iubesc? Am simțit destul de repede. Cred că din prima lună și... Când ai spus? Eu ți-am spus prima dată că te iubesc. Știai asta, tu ai pus așa să știe lumea cine a spus prima dată. Și de cade singur Cornel. E bun Cornel. Vedeți că mulți îl judecă degeaba. Vedeți că e bun. A fost greu.
Și ai vrut să renunți la început știind că am copii? Da, am vrut să renunț de foarte multe ori. Mi-a fost greu la... Mi se pare greu, adică sincer, mi se pare și mie greu. Justina, care până la urmă e tânăr, are, n-are nici 30 de ani, Cornel, care aproape face 40 și are și copii. Nu știu, o nebunie era în capul meu, că nu mă mai întâlnisem niciodată cu situația asta. La început, ai stat cu mine din interes? Nu. Stai sincer. Nici măcar nu știam exact cu ce te ocupi. Exact, asta era o strategie mea. Nimănui nu-i spuneam cine sunt, ce fac. Nu știam cu ce se ocupă exact. A spus el ceva acolo la început, dar nu prea am băgat în seamă. Tu cu ce te ocupi în prezent? Am o firmă în construcții. Fac amenajări interioare de lux. Adică lucruri mai deosebite. Nu fac lucruri normale. Și blocuri mai deosebite. Am făcut printre cele mai frumoase blocuri din București. Ok, pe zona de interior. Domnul Cornel, îmi renovez și eu. Acum am și o casă de construit. Acum e imediat gata și avem nevoie de niște amenajări interioare. Dacă vreți să facem ceva. Ca numărul 1, nu aventuri de noapte. Regula numărul 2, să nu spui niciodată ce faci cu femeia. Să nu-i spui niciodată ce faci tu femeii. Nu, să nu spui niciodată la cineva ce faci cu o femeie. A, să nu, da. Să nu spui niciodată. Asta, dar, normal, logic. Niciodată să nu te lauzi, bă, am făcut cu aia așa, niciodată. Și totuși dacă... Bă, și pe mine mă enervează oamenii care fac asta, sincer. Mamă, stai să vezi că am făcut eu, că am dres, că am nu știu ce, că stai să stai, po, cine sunt eu să... Ok, dar nu te-a întrebat nimeni, gen. Adică... Următoarea întrebare, numărul 5. Ai mințit vreodată despre sentimentele tale cu privire la mine în public, da sau nu? Da. De sincer. Și dacă da, când... Aiurea. Da, la insulă spuneam că nu mai am sentimente pentru Cornel, că nu-l mai iubesc, nici nu mai vreau să-l văd. Nu era așa. Dar tu și în momentul în care spuneai asta, tu știai că nu e așa. Eu știam, în capul meu era, Doamne, îl iubesc și abia aștept să-l văd și să plec cu el acasă. Și tu încercai să-ți induci ție chestia asta că nu-l mai iubești, adică cumva voiai să nu-l mai iubești? Nu, eu încercam doar lor să le spun că odată ce făcusem pas. Să par tu mai șmecheră pe acolo, gen. Ha, măi, am trecut peste asta, mă, cine sunt eu? Concluzia, la final, totuși rămânând, voi rămânând împreună și așa mai departe. Și cât se poate de sincer, regreți sau nu regreți faptul că ai călcat strâmb? Unele chestii, da, regret. Dar le-am făcut și intenționat ca să-mi dau seama. Deci să văd dacă, bă... Ai făcut intenționat, dar totuși pe unele regreți. Da, unele puteam să fiu mai atent, mai soft, mai... Adică mai... n-a fost tot o strategie. No, nu, nu chiar mai scăpat-o și tu. Îți dai seama, mă, că te scapi, frate, ești în bun 3 săptămâni, 21 de zile, într-o casă șmecheră pe malul apei, cu femei lângă tine, cu băutură, cu dalea totul la discreție, ce vrei, mă, frate? Te-ai speriat că mă vei pierde pe insulă? Sau te-ai gândit că ne vom despărți? Da. Da. N-o minți, Justina. Par mândru așa de răspuns. Strategia mea. Ești cam diabolic, măi, Cornel. Acum asta e picantă. Ia să vedem. Ia. Este adevărat că ai simțit ceva pentru un băiat de pe insulă? Opa! Da. Și dacă da, pentru cine? Nu vreau să spun numele. Am simțit, dar nu l-aș fi văzut pe acel băiat, nu știu, mai mult decât distracție sau știu eu. Pansament? Da. Înainte să ne întâlnim la bonfire-ul final, te-ai fi văzut formând un cuplu cu altcineva? O să zic că nu, sincer. Nu. Este sincer. Nu. Cum am ghicit-o pe asta? Sunt prea bun, sunt prea bun, păcat că nu sunt căutat. Dar eu știam ce fac, ce zic, ce... Eu știam că voi ajunge la bonfire-ul final și vreau să plec cu Cornel acasă. Totul a depins și de el, că el fusese la Dream Date, eu nu. Și eram curioasă de ce a făcut acolo. Ai fost fidelă mereu, așa cum știu eu? Da. Sincer. Bă, vedeți că Justina e cam, uite, cam multe bulinuțe verzi aici la Justina, sincer. Cornel, eu ți-am mai explicat ție. Cornel. Deci nu ai cu ce să mă prinzi pe mine, sau eu sunt foarte sinceră. Nu exista niciun fel de infidelitate din partea ta în relația asta. Ce-a fost? Foarte bine, bravo. Dar înainte sau după, nu. Jos pălăria, mă înclin. Este adevărat că de multe ori te enervezi fără sens și logică? Da. Mereu. E sincer. E o chestie pe care vrei să o îndrepți sau... Nu, îmi place așa. Face parte din mine. Să te enervezi fără sens. Mă enervez. De ce te-ai lăudat cu faptul că te enervezi fără sens? Face parte din mine. I'm just a girl. Adică, care-i sensul? Tu acum știind că ea cumva... Așa e, se enervează din orice. Tu te mai enervezi de fiecare dată când ea... Sau ai devenit cumva imun la treaba asta și N-am nu te devenit mai... complet imun, dar câteodată le mai întorc și... Cum e când cineva întoarce asta? Să facă de-ar dracu să te enerveze ceva? E nașpa! E nașpa, nu-mi place. Îmi place doar eu să enervez. Vezi că sunt bărbat potrivit pentru tine? Da. Este sincer. Da, este. Am simțit asta din primele luni. Bine, mă bucur. Îți vezi viitorul alături de mine? Da.
Normal. Sincer. Cornel acum tot încearcă să pună întrebări. Hai, poate, poate ceva acolo, ceva. Poate ceva. N-ai, n-ai ce, Cornel. Ce, ok. A fost foarte sincer. Am avut cât? Am avut o minciună sau zero? Cred că zero. Zero minciuni. Nu, n-a avut niciuna. N-a avut nicio minciună? Nu, zic eu că n-a avut niciuna. Cornel. Cornel, ai grijă. Ai regrete cu privire la relația noastră? Nu. Aici avem o minciună. Exact. Prima minciună, tată. Ia să vedem. Că tu nu spuneai, mi-am dat seama din ce a făcut ea, gesturile. A clipit așa, bang, și a plecat, știi? A plecat, ai simțit cum pleca la tine minciuna, a? De fapt, da, pot să o întorc și aici, că da, de fapt era da, dacă mă duc înapoi la insulă. Adică, ce s-a întâmplat pe insulă? Păi, regret că am vorbit despre el foarte mult. Și asta e regretul cu privire la relație. Cumva... S-a scos! Da. S-a scos un pic cam repede. Înainte. Stai puțin să mă gândesc, stai. Că reformulează întrebarea între mine. Da. Da, exact. Ai regrete cu privire la relația noastră din cauza unei persoane? Nu. Minți? Nu. Te-am prins. Nu, dar nu am regrete. Eu inițial am înțeles altceva, dar nu. Tu la ce te-ai gândit? Cu privire la alte la o altă persoană. Exact. Că ai fi putut pe avea pe altcineva și nu, nu, exclus așa ceva. La fel minți. Spune dacă e de spus ceva. Atât. Nu, nu. Este ceva ce ai făcut pe insulă și m-ar fi supărat, dar nu au surprins-o camerele? Nu. Asta zice pentru că n-avea cum, nu există. Nu este sincer. Cea mai grea lună din viața voastră? Da, a trecut super de greu. S-au întâmplat atât de multe lucruri într-o zi încât era greu de metabolizat toate chestiile astea, adică erau dificile. Nu? Dar nu, parcă nu mai trecea, știi, te gândeai al cincilea date, mamă, mai sunt încă cinci și cu zilele alea pauză între ele. Doamne, ce aș fi stat acolo în Thailanda pe spate așa la un chunk de la rece. Nu, nu, făcusem o grămadă de chestii pe acolo. Timpul tot nu mai trecea. Și aia că te duci la bonfire, iar vezi ceva. Ce mai vezi, mă, acolo, emoții și nu, nu mai... Nu și mai eu la fel, eu la fel, dream date-ul, am vrut să refuz, dar când m-am gândit că trebuie să stau în casă 24 de ore fără să fac nimic, am zis, nu, mă duc, stau în casă. Da, poți zic că dream date-ul ăla la care eu am stat în vilă a trecut foarte greu, foarte greu, n-aveai ce să faci. Cât să mai stai la piscină, în mare, în... Și asta nu adevărat. Mai aveai chef. Stăteai și te gândeai, da. Făceai și... Da, tot cred că mi-aș plăcut să stau acolo, sincer. L-ai văzut testul de sarcină, ce reacție ai avut? Bă, a fost ceva... Nu, sincer, nu ne așteptam, nici eu, nici ea. Deci nu ne așteptam la chestia asta, pentru că s-a mai întâmplat între noi, adică să fim naturale, să nu ne abținem, știi? S-a mai întâmplat și de la ne gândeam, zic, bă, cred că ai o problemă, ia, știi? Ne gândeam, bă, poate e ceva ce nu funcționează bine la tine, ceva în regulă, știi? Nu ne așteptam să fie însărcinată, știi? Nici eu, nici ea. Îți dorești să mai ai copii cu mine în afară de acesta? Da. Stai sincer. Minim unul. Așa să fie. Așa minim unul. Și cu acest răspuns sincer, dragi prieteni, încheiem și noi acest episod. Wow. Poligraf încă o dată. Wow. 2 în trending, 500.000 de vizualizări de ieri până azi. Ce să zic? Foarte bine, tat. Acum că m-am uitat la clipul ăsta, mi-am cam schimbat părerea un pic despre Justina și Cornel, dar cumva în bine, nu știu, adică chiar pe insulă mi se părea un pic enervanți, așa un pic, nu știu, dar așa pare că chiar sunt niște oameni super ok, nu știu.